Te-ai gândit poate la un moment dat că domnul Lucescu se va orienta și către tine? Mai văzut că a declarat că, indiferent de jucătorii care evoluează în campionatul intern, oricare dintre ei poate juca la echipa națională. Cu siguranță este un vis pentru orice jucător român să joace pentru echipa națională. Deocamdată mă gândesc doar ce fac la Dinamo, mă gândesc dau tot cea mai bun și sunt sigur dacă voi avea evoluții bune, domnul Lucescu mă va convoca. Simți că ești aproape de convocare? Pentru că se prostește numele tău tot mai des. Da, nu vreau să spun eu asta, eu vreau să arăt pe teren. Nu vreau să vorbesc foarte mult în afara terenului, vreau să dau tot ce am avut pe teren, să-mi ajute echipa și dacă o voi face bine, sunt sigur că voi fi convocat. Cătălin, cu ochii pe U21, Pancu plângea după tine, spunea că nu sunt un jucător de profilul tău în România. Sunteți aproape de calificare, un pas. Da, au făcut un meci foarte bun băieții, felicit pe această cale. Ne dorim foarte mult să ne calificăm la campionatul european, le urez multă baftă în ultimul meci și sperăm să câștige. Ți-ai mai revenit după accidentarea la Constanța? Mi-e recuperarea. Da, am avut o mică accidentare la ultimul meci. Sunt bine. De marți voi începe antrenamentele și mă voi pregăti pentru derby. Urmează derbiul, cum ziceai și tu, o încălzire, bună pregătire aici cu cei mici pentru derby. Da. Am profitat de această perioadă că nu avem meci săptămâna asta, avem un meci cu cei mici astăzi. Este un eveniment foarte important și noi când eram mici ne doream foarte mult să participăm la astfel de evenimente. Este important să-ți vezi favoriții. Pe această cale felicităm pe cei de la Hill și de la Dinamo pentru ceea ce fac și ne dorim ca cei mici să crească într-un mediu bun și sănătos cum este sportul. Pe cine ai fi vrut să întâlnești la astfel de evenimente când erai copil? Nu am pe cineva în minte neapărat. Eu urmăream pe cei de la Dinamo, nu știu, eram foarte mic atunci, nu știu, Dănciulescu, Niculescu, acea echipă de la Dinamo. Îți mai aduce aminte, Cătălin, câte geamuri ai spart cu mingea când erai mic? Nu mi-aduc aminte, dar știu că mă jucam foarte mult. Toată ziua eram afară, mă bucuram de fotbal și acum pot să spun că fac la fel. Toată ziua mă gândesc la fotbal și iubesc să fac asta. Aveți un lot aproape refăcut în totalitate pentru meciul cu FCSB-ul. Cât de mult va conta lucrul ăsta, mai ales că ei au și niște absențe? Este foarte important, dar cred că am arătat și în ultimele săptămâni, chiar dacă nu am fost toți. Am făcut niște meciuri foarte bune, din păcate nu am reușit să câștigăm acel meci cu Botoșani, cu acel meci puteam fi undeva pe locul 2. Dar acum și mai bine, suntem toți, suntem pregătiți să arătăm ce putem în derby. Ce amintiri ai de la un derby în România ca suporter, copil? Știu că am fost la foarte multe derbiuri, mergeam și în Ștefan cel Mare. Ce amintiri să am? Amintiri foarte frumoase, este ceva extraordinar să joci un derby, de-abia aștept să trăiesc asta pe pielea mea. Dacă te uiți la forma celor de la FCSB în campionat, nu arată foarte bine, în schimb în Europa se descurcă. Nu știu, e un plus de moral pentru voi chestia asta? Nu ne gândim niciodată la adversari, noi mergem la fiecare meci cu gândul la victorie, ne gândim la noi, avem un început de campionat foarte bun, jucăm un fotbal foarte frumos și avem foarte mare încredere că putem să facem un rezultat bun. E totuși un meci cu FCSB, are și altă conotație în afară de punctele puse în joc. Așa este foarte important și pentru suporterii noștri, noi putem să promitem că intrăm pe teren, dăm totul și sperăm să luăm cele 3 puncte. Dinamo e fără victorie de 4 ani în meciul din campionat împotriva FCSB-ului. Crezi că e momentul să se pună capăt la seria asta neagră? Da, ne s-a spus și cu Craiova, nu mai câștigasem de foarte mult timp și am câștigat. Cu Petorul la fel, din nou, putem să câștigăm și să nu ne mai gândim la astfel de lucruri, că nu s-a mai câștigat de foarte mult timp. Vom merge cu gândul la victorie și sperăm să luăm cele 3 puncte. S-au vândut 30.000 de bilete, te aștepți la un stadion plin? Asta ne dorim. De mici visăm să jucăm cu stadionul plin. Va fi foarte frumos, suporterii noștri sunt alături de noi la fiecare meci și cu siguranță vor fi și la acest meci. Cât de mult a contat această continuitate cu copii ca antrenori și cu voi în aceeași formulă? Da, eu nu am fost anul trecut, eu am venit în vară. Mister este un antrenor foarte bun, se vede în jocul nostru, jucăm un joc foarte frumos, după părerea mea, cel mai frumos din România și ne dăm încredere în fiecare zi și vom face un campionat foarte bun cu dânsul.